Universitatea se prezintă în aceeași formulă, evident păzită de suspendări și accentări. O formulă cu Bornescu în poartă, Tănănaie, Găman, Stoica, Rose, Preperiță, Dilevski, Șoavă, Ubei și frații Costea în atac. Da, și acum stadionul erupe. Intră pe teren cele două echipe. Arbitrii sunt la centru Cristi Balaș din Baia Mare, la cele două dușe, Octavian Șovre și Dorin Mudura. Tribuna Craiovei este plină de viață și de speranță, iată, și o coreografie care se întinde la ambele peluze până la urmă. O pregătire specială, sunt aproape 30.000 de oameni în tribuna. Acesta este Florin Șoabă, unul dintre puținii fotbaliști ai Universității. Peluza din dreapta pare a fi incendiată de numărul mare de torți aprinse. Pe un spectacol de sunet și lumină aici la Craiova. Canal fotbalului românesc în Vasile Turcu, acționarul dinamovist, este principalul conducător al delegației dinamovene pentru investigații medicale. Restul rezultate de egalitate și începe cel mai important meci al etapei cu Dinamo în posesie. Primă minge în adâncime pentru Dănciulescu, deviere încercată spre Claudiu Niculescu. Claudiu Niculescu a continuat cu condiții. O centrare care ajunge în careul Craiovei și o intervenție extraordinară a lui Bornescu. Terenului pe Ndoi, iată aici marea ocazie a lui Ndoi, cu ei înapoi la Șoavă și acum o minge pentru pătrunderea lui Florin Costea. Reușește un prim dribling, pasă la fratele său, Mihai Costea. Centrarea lui Mihai Costea, blocată însă la sacrificiul de Blei. Fumul dens încă nu se risipește. Atmosfera este senină, iată-l pe Mihai Costea, reușind să treacă de moții, revine stopărul lui Dinamo, respinge acum Tamaș, o centrare care îl căutea pe Florin Costea. Ție pe care Balaș o consideră regulamentară și posibilitate de contraatac pentru Craiova. Reușește să treacă Florin Costea, Costea în careu, Costea continuă, pasă spre fratele său, Mihai Costea. Fac marcaj, trage Ubei, a respins însă Ndoi din zid. Și atât pe Mihai Costea încercând să țină mingea în acea zonă periculoasă pentru apărarea lui Dinamo. Cat pe flancul stâng, dar nu-i poate pasa, acum nu-i poate pasa Ubei. Primește Florin Costea, Florin Costea trage acum, Florin Costea minge grea pentru Lobos. Nevoit să boxeze, minge ajunge acum la Preperiță, centrare bună lui Preperiță. Este un gol senzațional marcat de Florin Costea. Minunată execuție. Bijuteria lui Costea cel Mare, care își ridică regatul Olteniei în picioare cu acesta al 10-lea gol marcat în Liga 1. Dar el este numărul 10, Florin Costea. Un gol de excepție. Numărul 10 înscrie golul cu numărul 10 în această ediție de campionat. Nota 10 pentru golul 10 al numărului 10. Încă o dată, iată, șutul lui Florin Costea, care însă mai avea ceva de spus la această fază. Vine Prepeliță, centrează Prepeliță și Costea are o execuție magnifică. Un eurogol marcat de Florin Costea. Foarte pe care o putem vedea pe CNN, așa cum săracul Lobonț a mai pățit-o și cu Cursarul în urmă cu an bun, se lipește Bogdan Lobonț de aceste eurogoluri. Lui Tamaș, iată-l pe Rose, sunt foarte bine la intercepție, la pândă a fost Rose, o pasă lungă care îl prinde însă în offside pe Florin Costea, încercând să asigure superioritate pe flancul drept, reprimește Tamaș. Tamaș se dezechilibrează, însă revine și încearcă acum centrarea, obținând, nu obține nimic, este doar au de toate. Tamaș. Cu alți fotbaliști de la Moviști au venit să-i salute. Imediat aceștia au plecat, cum pleacă acum și Florin Costea către poarta lui Robert.
Costa, Lobos, bară, mingea la mine, Costa, fantastica serie a fraților Costea continuă. Mostră de contraatac, colaborare între fotbaliști și destin, pentru că Bara a intervenit acolo pentru a-i oferi mingea de gol lui Mihai Costea. Iată ce a făcut Florin Costea, mai întâi cu Blei și apoi cu Simao. Șutul acesta a fost respins în bară cu degetele de Lobonț, cel care n-a mai avut ce să facă în momentul în care Mihai Costea din fază de gol. Centrare acum a lui Torje, în care se înalță acolo Blei, până la urmă mingea rămâne la jucătorii echipați astăzi în albastru. Florin Costea, cel care a marcat primul gol și l-a creat pe cel de-al doilea, încearcă să-l testeze la sprint pe șoavă. I-a dat temă. Centru, agață mingea însă Dorel Stoica și iată contraatacul pentru sprintul lui Florin Costea. Costea trece de Tamaș, însă Tamaș revine. Costea mai încearcă un dribling și îl reușește și pe acesta. Centrează foarte bine, Prepeliță își așează mingea pentru șut. Contraatac de nota 9. Totul a mers perfect, minus momentul finalizării. Dinamo este în corz, Dinamo este în genunchi în aceste momente în care euforia, iată o fază ce putea să fie periculoasă. Poate la fel de periculoasă ca această ratare a lui Prepeliță. Ghiuleaua, mijlocașului, a trecut pe lângă poarta lui Lobonț. Da, ocazie imens, jucător de la Craiova. Claudiu Niculescu în bară! Aici, în Liga 1. Mingea care sare acum la spase Bilevski. Și Mihai Costea îl va lua la fugă acum pe Moți. Da, îl sucește de două ori, scapă de el, Moți revine. Centrare pentru Florin Costea. Idee bună a avut Papa Mali cu această pasă excelentă și încercare de loba lui Dănciulescu. Tribună unde suporterii Olten fac valurile bucuriei la acest scor de 2-0, de la care se reia meciul cu partea lui secundă. 50, probabil că tot ceea ce a vorbit la cabină n-a văzut pus în practică pe teren. Acum minge din nou pentru Florin Costea. Florin Costea rămâne singur cu Lobonț. Costea! Mingea este prinsă de Lobonț. Argele Costea i-a furat cașcavalul lui Tamaș, dar n-a reușit mai multe. Da, iată, îl privește pe Lobonț. Lobonț cred că i-a dat această momeală. Boștină joacă undeva în zona din stânga, iar Papa Malig rămâne unicul închizător. Un 4-1-3-2 pentru Dinamo, dar nu contează pentru Ubei lucrul acesta. Ubei care intră în careu, este ținut în afara lui, însă de dinamoviști trece, obține cornerul. Să lupte pentru fiecare balon. Prepeliță. Stop bun al lui Prepeliță. Iată-l pe Dănănaie, combinând bine cu spase Dilepski, a ajuns pe post de extremă. Vezi schimb de locuri între ei, Dilepski și Șoabă. În momentul în care Dilepski pleacă la înaintare, Șoabă rămâne să-i țină locul. Centrarea acum lui Prepeliță, lovitura de cap a lui Costea cel Mare, trece peste poartă. Fază diverse obiecte în forțele de ordine. Acum centrarea lui Simao, undeva către Rose, mingea este grea, încercarea de foarfeca lui Cristea. Iată, pasă bună pentru Bruno Simao. Dar tackling-ul lui Dănănaie este de manual. Iasă probabil că e vorba de o accidentare. Da, acesta este spase Dilevski. Primăvara trecută i-a rupt nasul lui Dănciulescu la un Craiova Dinamo. Intră Bărboianu, jucător format la Universitatea Craiova. Ocaș centrale acum în zona de acțiune a lui Dănciulescu. Probabil că asta încearcă să stopeze Napoli. Iată acum undeiul dintre Florin Costea și Julius Ubei. Din nou Florin Costea, Ubei, Mihai Costea așteaptă într-un careu suprapopulat de apărător de la Dinamo, Nicolo Napoli. A pierdut doar de două ori pe teren propriu ca antrenor al Universității, odată cu Steaua, scor 1-2, și odată cu Poli Timișoara, 1-3, unul de toamnă.
A deviat bine acolo Claudiu Niculescu, mingea la Marius Nicolae. Șutul acestuia trece însă departe de poarta lui Bornesc. Până acum 13 goluri. Iată o pasă către Mihai Costea. Este Prepeliță cel care centrează pentru Mihai Costea. A fost acolo Tamașev. Iată acum degajarea spre Marius Nicolae. Sare bine la cap. Noul vârf de atac al lui Dinamo. Ce s-a întâmplat? Roșu direct lui Claudiu Niculescu, cel care l-a călcat intenționat pe Dănănaie. Roșu direct, Balaj nu admite nici cel mai mic compromis când este vorba de asemenea acte. Lui Dinamo de a schimba soarta acestui meci, scad vertiginos. Da? Da. În reluare se vede perfect gestul lipsit de fair play al lui Claudiu Niculescu. Că ar fi a patra izbândă consecutivă. Florin Costea, un doi cu fratele său și este out de poartă. La 18 minute de o victorie așteptată de 6 ani. Iată-l pe Blei, forțând pătrunderea. A fost Julius Hubei talonat de Blei și a lui Tamar nu s-a dus prea departe. Iată-l acum pe Florin Costea. În dreapta este Prepeliță. Bună pasa lui Florin Costea. Prepeliță centrează de la limita careului, sare Mihai Costea. Se joacă la mână, dacă ar fi să împrumutăm un termen în rugby. Acum Mihai Costea trece de moții, Mihai Costea, centrarea lui Costea. N-a venit însă Ubei, își conservă energie. Acum Boștină, trece Boștină, centrează, este acolo Dorel Stoica, cel care vine mai repede decât Marius Niculae și îndepărtează pericolul. Îl levită pe Șoavă, îl levită și pe Găman și trage puternic cu stângul. Minge care îi dă ceva emoții lui Bornescu. E suspendați pentru că toți cei care erau la limită cu cartonașele galbene s-au abținut. Mai e Bornescu, să știi. Bornescu, poate trage de timp. Gângioveanu însă mai are ceva de arătat publicului. Pasează acum înapoi la Șoavă. Și Șoavă nu centrează pentru că Craiova trebuie să păstreze mingea pe aceste secunde de final. Încă 45 de secunde. Și Dinamo sare să meargă. Oleurile tribunei însoțesc finalul unui meci în care Universitatea Craiova a bătut liderul. Fluier final. Universitatea Craiova câștigă cu 2-0 în fața lui Dinamo prin golurile marcate de frații Costea. Ce scenariu mai frumos puteau imagina suporterii Universității Craiova. Bornescu se fericită cu coechipierii. 2-0, la fel cum Craiova a bătut în etapa precedentă pe Oțelul. Iată, al patrulea succes consecutiv. O serie aproape sau care pare fără sfârșit pentru frații Costea și pentru jocul Craiovei în creștere de la o etapă la alta. Un moment greu pentru suporterii dinamoviștii care trebuie acum, în acest moment, să stea lângă o echipă care a pierdut, iată, e cartul din fruntea clasamentului.